Investiția de peste 100 de milioane de lei a primăriei municipiului Timișoara de construire a arenei Eroii Timișoarei, primul stadion după 60 de ani, a intrat în etapa de realizare a fundațiilor. În această perioadă, în zona viitoarei Peluze 2, se desfășoară prima etapă a procesului de realizare a fundației, respectiv armare cu fier beton și turnare fundații. În paralel, în zona viitoarei tribunei VIP, este pregătit terenul pentru realizarea fundațiilor. Sunt mulțumit de ritmul de lucru de pe șantier. E o lucrare pe care am început-o acum 2 luni și deja progresul e vizibil. Este o investiție strategică a Timișoarei de 115 milioane lei, pe care o finanțăm integral din banii din taxele și impozitele timișorenilor. Arena Eroii Timișoarei va fi un loc pentru toți timișorenii, nu doar pentru sportivi, ci și pentru evenimente sau concerte, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Friț. Stadionul va fi de categoria 4 în conformitate cu cerințele UEFA și va putea găzdui inclusiv competiții internaționale. Va avea 10.101 locuri în tribune, gazon natural și dotări ultramoderne. La parter vor fi vestiare, birouri, cabinet medical, punct de poliție, puncte de prim ajutor, spații pentru testarea antidoping, zona de încălzire și altele. La primul etaj vor fi lojele, oficii și alte spații, iar cel de-al doilea etaj sunt prevăzute sistemul VAR și cabinetele pentru transmisii TV, cabine pentru presă, o zonă de lucru foto și altele. Pe o suprafață de peste 53.000 de metri pătrați, primăria municipiului Timișoara va amenaja o parcare cu peste 430 de locuri, dar și o zonă verde tip parc cu acces liber, dotată cu mobilier urban, iluminat exterior și prevăzută cu echipamente de joacă pentru copii. Totodată vor fi amenajate drumuri de acces și căi pietonale, inclusiv o zonă de accesibilitate pietonală tip piață publică la evacuarea din incinta stadionului. Costurile pentru noul stadion se ridică la peste 123 de milioane de lei, cu TVA inclus, și sunt suportate de la bugetul local, iar termenul de execuție este de 2 ani și 3 luni.